Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Rezumat. Persistă în continuare riscul ca locuitorii municipiului Chișinău să rămână fără apă. S-ar putea întâmpla din cauza datoriilor de 70 de milioane de lei pe care Apa Canal Chișinău îi are față de Premier Energy. Analizăm acest subiect și alte subiecte de actualitate împreună cu invitatul meu de astăzi, primarul general al Chișinăului, domnul Ion Ceban. Domnul primar, mulțumesc tare mult că ați venit. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit. Domnule primar, cum s-a ajuns la situația în care locuitorii municipiului Chișinău stau aproape zilnic cu frica că ar putea rămâne fără apă? Bun, vreau ca să fie foarte clar, pentru că am văzut diferite interpretări în spațiu public, că acest pericol este iminent și el există, adică nu este ceva inventat. Am arătat scrisorile de la Premierul Energy, am arătat și videourile când au fost deconectate mai multe puncte și astăzi sunt deconectate câteva puncte strategice ale Apa Canal de la energie electrică. Domnul primar, dacă îmi spuneți că pericolul este iminent, s-ar putea întâmpla brusc pe tot orașul sau pe sectoare separate? Așa cum ziceam, că dacă eventual se va întâmpla, vom merge noi să deconectăm la rândul nostru, în primul rând, guvernul, parlamentul, instituțiile de stat, pentru că acolo nu-i pasă nimănui de acest subiect. Și vreau să alocăm măcar 2-3 minute, dar ca să înțelegem de unde și cum s-a format această problemă. Vă rog, dar nu foarte tehnic. Nu foarte tehnic. Deci, până în luna octombrie, primăria municipiului Chișinău și Apa Canal e societate pe acțiuni, nu așa cum a spus acel incompetent de președinte de comisie sau ce el era acum adjunct de comisie, repetent, că e întreprindere municipală. Deci când se dă cu părerea un demnitar de înalt rang de la PAS, nici măcar nu știe lucrurile elementare, ceea ce este grav. Doi, deci până în octombrie am administrat situația, chiar dacă avem astăzi creșteri semnificative la resursele energetice. Da? Ce înseamnă asta? Gazul a crescut de aproape 700, cu aproape 700 de procente. Deci era 4 și, astăzi e 29 și. Și în condițiile în care noi avem astăzi preț la bursă sub 600 de dolari, Moldova în continuare achită pentru el 1200-1300, ceea ce este grav, este cea mai scumpă preț din lume. Deci am achitat cel mai scump preț vara și achităm cel mai scump preț iarna. A explicat președintele Parlamentului că se face o medie până la urmă. Dar nu se mai face nimic, n-are ce explica, trebuie să fie toate lucrurile astea transparente, pentru că toate contractele au fost secrete de stat. Nu trebuie să ne explici nimic, să ne arate exact documentele și semnăturile pe aceste documente. Că sunt banii ai mei, ai dumneavoastră, ai locuitorilor municipiului Chișinău și ai țării care sunt plătiți pentru prostia lor. Deci, repet, 700 de procente. Din urmă a venit energia electrică, care a fost, iată, eu special am luat pentru tot aceste incompetenți care trepăduși, care de dimineață și până seara fac gălăgii pe la televizoare și pe la tot felul de... Că... Bun, noi știm că a crescut. Nu, eu vreau ca să știți cum, că am avut tarif la 1 ianuarie, deci 1,8, urmă 2,6, 3,1, am avut și 7,9, cu tot cu TVA, da, la 1 decembrie 2022. Am avut cel mai scump tarif în acest an, practic, din Europa. Și cei ce spun sunt și cifrele care dovedesc acest lucru. Că acum este mai fluctuant? Da. Noi acum îl cumpărăm tot de la Cuciurgan cu 16% mai mult decât un an în urmă, 16%, fiți atentă, dar îl vând ei cu aproape 300% mai mult. Deci diferența iarăși o achităm noi cu dumneavoastră și nu trebuie să explici, matematica este foarte simplă. Procuri cu 16% și îl vând cu 300% mai mult. Bun, dar datoriile APCANAL s-au acumulat strict în aceste luni? Nu. Am să explic și datoria APCAN. Plus că mai sunt și servicii conexe. Da? Deci servicii, ce înseamnă servicii conexe, care rata inflației la fel e aproximativ 40%. Deci în total noi avem creșteri semnificative. Apa Canal este operatorul numărul 1 practic din țară la consumul de energie electrică. Doar în luna noiembrie-decembrie au fost plus 30 de milioane, plus 40 de milioane. Deci astăzi, ca să înțelegi, doar pe factura la energie electrică noi consumăm 28 de milioane. Așa. Dar avem de achitat 17, dar putem să achităm 17 milioane. Mai mult nu putem. Nu putem, că nu există. Nu noi primărie, că asta e entitate separată. Societate pe acțiuni.
Deci nu are cum. Orice ar spune administratorul, deci am glumit astăzi când am zis, hai, Gavriliță, doamna prim-ministru, domnul Spânu, domnul Alaiba, domnul Budeanschi de la Ministerul de Finanțe, cei de la Cancelarea de Stat și Andrei, să intre în Consiliul de Administrație APCA și să ne prezinte cum văd ei administrarea întreprinderii în situația în care ei au majorat totul pe țară și aici au rămas costurile la serviciile de apă și canalizare aceleași. Ne ducem în Iași, peste Prut, atât de... sunt 50 plus lei costurile la serviciile de apă și canalizare. În țară, astăzi în Chișinău, este cel mai mic tarif. Asta este imposibil, deci nu ține costul, nu este acoperit. Că o fi unele rezerve la întreprinderi, probabil, dar nu de ordinul celor care ar putea acoperi aceste cheltuieli. Soluții simple. Noi cu dumneavoastră, agenții economici care sunt înregistrați pe teritoriul municipiului Chișinău, transferă la guvern 23 de miliarde de lei anual. 23 de miliarde de lei. Vreau ca această cifră să fie auzită. Iar înapoi primim 2,5 miliarde, ceea ce este puțin peste 12%. Nu găsiți o capitală în lume unde are astfel de raporturi cu bugetul. Ei că disfac satul european și tot așa mai departe, mai tai câte o panglică două, sau ceea ce am văzut cu amuzament la primul sector a drumului de centură, m-a dat jos, dar sper că să avem timp să vorbim despre asta. Deci, gaura care astăzi se formează în urma incompetenței și prostiilor e de 300 de milioane, pe care nu trebuie să o achite locuitorii, ei deja o achită dând bani la bugetul național. Deja noi cu dumneavoastră achităm. Când îmi spune un prim-ministru că primarul trebuie să gestioneze, că municipalitatea trebuie să descurce. Municipalitatea se descurcă și vă hrănește pe voi, ca voi să îmblați cu mașinuțele voastre prin teritoriu, să mai trăiți câte o panglică înainte de alegeri. Dumnezeu. Pentru că noi nu primim banii ăștia. Un procent, puțin peste un procent, sunt aceste datorii care trebuie să acoperite. Mai mult decât atât vreau să vă spun, că ei se creditează pentru a achita gazul, pentru a achita energie electrică, pentru a achita o parte din compensații. Noi plătim din bugetul și așa mic pe care îl avem, de care tot ei ne fură an de an. Asta o încerc să explic. Pe noi nu ne creditează nimeni cu sume pentru consum. Noi, chiar dacă avem unele deci obligațiuni financiare cu împrumut, ele sunt pe infrastructură, sunt pe proiecte mari, dar nu sunt pe nisip. Bun, primărie, guvernul spune că este vorba totuși de un management defectuos la apă canal și că ar trebui inspecția financiară să se pronunțe. Dar, înainte de asta, îi spun că banii ar trebui luați din bugetul primăriei. Are primăria bani pentru a achita aceste datorii? Primul până lucru, la majorarea nu există temei legal, pentru că s-a încercat astăzi și am fost foarte supărat pe foștii mei colegi socialiști. S-a încercat astăzi să induce în eroare opinia publică. Nu există temei legal pentru a lua banii aceștia din bugetul municipal. Nu-i, juridic nu este posibil. Dar chiar dacă ar fi fost posibil juridic, nu cred că este corect să luăm de la tineret, de la salarii, de la indemnizații, de la celelalte componente pe care le achită municipalitatea, așa cum s-a promis, de la școlile de artă, de la școlile sportive și tot așa mai departe. Nu este corect. Dacă e o situație excepțională, cum nu să dacă e o situație excepțională, noi putem să creăm datorii de genul ăsta, da? Dați-ne nouă în administrare pe partea de tarif, pentru că nu s-a solicitat un tarif enorm de mare. Deci s-a solicitat ajustarea cu 78%, nu 300% ca la energie electrică, nu 700% ca la gaz. Da? Atunci când a fost nevoie, Andreu s-a convocat și a decis aceste lucruri și ne-a fericit pe toți. Iată, eu am câteva facturi. Vreau ca doar să fie clar o aritmetică simplă de tot. Da? Deci dacă e să ne uităm la o casă în care consumul, casă mare, în care consumul de gaz este de 533, 400 că s-a făcut economie, da? 400 cu vreo 200 de cuburi de metri cub de gaz mai puțin. Anul trecut s-a achitat factura de 5.000, anul ăsta e 12.000. La un apartament în care se achită 2.000 s-a achitat gazul, astăzi e 6, 7, 8.000 în funcție. Primiți, diferența e de mii de lei. Păi da? Dar asta ar însemna dați-mi că acum, dacă se majorează și tariful la apă, oamenii să primească o lovitură dublă, odată pe gaz, odată pe apă, odată pe electricitate. Eu vreau ca noi să auzim foarte bine diferențele. Da? Deci aici diferența e de 4, 5, 6, 7, 8.000 de lei în comparație cu ceea ce a fost anul trecut, cu tot compensațiile luate în credit și cu tot cu gazul achitat din credit.
se aude bine, da? Deci 6, 7, 8.000 de lei mai mult per apartament. Mai departe, avem energie electrică. Nu am aici. Se achita 1.000 de lei, astăzi 2.000 jumătate, 3.000 de lei. Deci diferența e 2.000, 2.000, 3.000 în funcție de consum, în funcție de cât e de mare apartamentul sau, sau casa, locuința. Și cu factura la apă. Și la apă, factura. Iată, o factură pentru câți metri? Cu 62 de metri pătrați, un apartament. Da? Factura e 64 de lei. Până la cele mai mari facturi sunt 200 de lei. Ceea ce am rugat noi, dacă înmulțim la 78% de la 64, o să fie puțin peste 100 de lei. Da? Deci diferența este de 40, 50, 100 de lei. Unde vedem noi diferență de impact social? De 8.000 de lei? Sau 5.000 de lei? Sau 3.000 de lei la energie electrică? Și unde vedem noi la apă diferență? Deci de câteva 10 de lei sau 100? Hai să fie 200 de lei. Deci e o interpretare eronată. Ceea ce urmărește guvernul este ca să, într-adevăr, să vină premierii la energie, pentru că nu pot acumula datoria asta. Bun, dacă azi îi dăm afară pe toți de la apă canal, pe toți îi dăm afară, noi nu acoperim diferența asta. Spunem, să oprim toate mașinile să funcționeze. Da? Tot absolut să funcționeze în apă canal, pentru că costurile operaționale pentru existență de, sau mentenanță sunt, nu acoperă astăzi această diferență de tarif care este făcută premeditat de către guvern. Ce urmărește guvernul, vreau ca să se înțeleagă foarte clar. Exact ca și în alte cazuri se urmărește falimentarea acestei întreprinderi. În mod direct. Care e scopul? Ca să o preia ulterior? Eu nu știu. Ca să dea vina pe primar, ca să dea vina pe primărie, să spună că uite, ăsta e de vină, nu poate administra. Acum și o să iasă inspecția financiară cu tot fel de baloane de astea, cum ne-am obișnuit noi, cu toate show-urile pe care le vedem și minciunile pe care le îndrugă cei de la PAS. Vreau să vedeți ce a declarat doamna viceprimar despre minciunile lui grădinaru Vasile. Vasile, îți transmit salutări, și ceilalți deputăței și prim-ministruți, cum i-am spus, da? Care, fiți atent, deci mint din plin. E imposibil, deci el spune și nu poartă nicio responsabilitate. Cu telefoanele mobile, cu multe alte componente. Deci mint cu nerușinare și nu poartă nicio responsabilitate. Să falimenteze ca să arate că se descurcă primăria prost. Doi, de ce ne pun toate aceste bețe în roate? În general, apă canal de când au venit ei la guvernare, permanent persecutată și ba amendată, ba nu știu ce. Poate există un interes comercial. Asta urmează să vedem în foarte scurt timp. Foarte scurt timp. Deci în câteva luni de zile ne va fi foarte clar. Dar vă amintesc ce s-a întâmplat cu Termocomul? Vă amintesc că tot acești protagoniști care sunt în Parlamentul Republicii Moldova au ridicat mânuța pentru înstrăinarea aeroportului. Și nu sunt ei cei care au întors la aeroport. E tac. De ce nu vor răcnestare? Pentru că nu spun că în iulie 22, august 20, de fapt a fost inițiat procesul. Bun, dumneavoastră ați menționat că prin CSI ar trebui să se ia bani și să se achite aceste datorii. Dar dumneavoastră știți foarte bine că ei nu gestionează banii proprii. Ei gestionează tot banii țării. Ceea ce înseamnă că din taxele locuitorilor de la Bălți, de la Edineț, de la Florești, ar trebui să se achite pentru consumul de apă din municipiul Chișinău. Este adevărat. V-am spus, noi le transferăm toți, noi împreună în municipiul Chișinău, 23 de miliarde de lei. Dacă ei înapoi în agenții economici sunt concentrați în Chișinău. Păi, dar agentul economic care este concentrat în Chișinău spune, eu plătesc taxe, dăm drumuri, eu plătesc taxe, dăm apă, eu plătesc taxe, dăm școală, eu plătesc taxe, dăm, doar dumnealui sau dumneiei nu cunoaște că de la impozitul pe profit a agenților economici, dar noi rămâne zero. Zero în Chișinău. Și oricât am bate în ușa celor de la guvern, ni se trântește ușa în nas. Domn primar, este clar că nici ei nu vă agrează și nici dumneavoastră nu îi tare agreați, dar și dumneavoastră și ei au fost aleși de cetățeni pentru a le rezolva problemele. De ce nu veniți dumneavoastră cu o inițiere de dialog ca să discutați în interesul oamenilor? Ne-am cerut, am zeci de demersuri la Consiliul Suprem de Securitate. Eu personal ca și primar și regia apă canal, separat. Avem demersuri la doamna președinte. De 2 ani de zile tot scriem și vă rugăm să abordăm acest subiect pentru că este de importanță strategică pentru țară și ține de securitate țării.
Avem la guvern zeci de demersuri, la diferite instituții internaționale și locale. Și vă ignoră, nu vor să discute acest subiect? Bun, au fost câteva întrevederi, trebuie să recunosc, în care nu s-au soldat cu nimic. Au fost întrevederi de dragul întrevederilor. Nimeni nu a discutat la propriu. Eu cred că și doamna președinte este indus în eroare astăzi de către consilierii dumneavoastră. Probabil nu are prea mult timp ca să examineze lucrurile. De trepăduși ăștia de prin guvern. Pentru că dumneavoastră știți foarte bine că sunt foarte multe grupări acum în PAS, grupări pe interese, se mănâncă între ei și toate aceste lucruri se răsfrângă asupra noastră inclusiv. Deci eu chiar cred că dumneavoastră nu cunoaște în detaliu și este dus în eroare. Deja am spus și ambasadorilor despre acest subiect și da, aștept ca acțiunile să fie realizate. Sunt două... Dar premier Energy ce vă spune? Cât va mai fi tolerată această situație? Ca chiar și astăzi a fost o discuție, pentru că am venit la dumneavoastră, nu știu încă finalitățile pe această probabă că mâine vom afla. Sper să nu fie deconectată energie electrică astăzi seara, pentru că am atenționat. Nu este pur și simplu lipsă de apă și canalizare ca serviciu. Deci dacă nu ajunge apa în rețele pe timp de iarnă, avem tot riscul de deteriorare a acestor rețele. Și atunci consecințele vor fi și mai mari, iar deci reabilitarea acestor rețele ne va costa enorm de scump. 2. Dacă nu ajunge apă la termoelectrica, care tot zilnic peste 5.000 de metri cubi folosește din apă care o pompează apă canal, atunci nu veți avea căldură. Nu vom avea căldură în apartamente în plină iarnă. Dacă nu ajunge serviciul de apă și canalizare la întreprinderile strategice, pentru că nu poți face rezerve de apă, cum ar fi Franzeluța, cum ar fi cele care produc lapte, produse de primă necesitate, aceștia stopează activitățile, exact ca și în cazul energiei electrice. Dacă cineva urmărește ca pe timp de pace, pentru că ucrainenii fiind bombardați n-au permis ca lucrurile astea să se întâmple, dar ai noștri pe timp de pace așteaptă nu știu ce. N-avem ce aștepta. De cealaltă parte sunt acuzații din partea guvernării că dumneavoastră ați fi reprezentantul Kremlinului în primăria Chișinău și că nu faceți decât să instituiți panică în societate și că este o problemă artificială care poate fi rezolvată ușor cu bani din bugetul primăriei. Și că dumneavoastră intenționat nemulțumiți societatea. Eu am încercat să vă explic și dumneavoastră și dacă vreți o de să aduc și prevederile deputaților PAS, președintelui Parlamentului. Eu am obosit de toți trolii ăștia trepăduși și titirejii de prin PAS. Deci iau timp zilnic câte 20-30 de tot felul de acuzații minciunase să aducă și calomnioase la adresa mea. Vă întreb, cum poate astăzi să existe cel mai mic tarif la apă în Chișinău, din țară? Unde ați mai văzut dumneavoastră tarif de 10 lei care a fost? Acum a fost ajustat cu 40%. Unde ați văzut în Europa tarif de 10 lei? Eu vă întreb. Bun, deci, dar, în același timp, tot ce consumă apă canal, gaz, electricitate, a crescut cu 700%, cu 400%, cu 300%, cu 40%. Unde? Deci explicați-mi cum poate funcționa. Deci dacă dumneavoastră primiți 100 de lei la salariu, iar factura e de 200 de lei, puteți să faceți ce vreți acasă la dumneavoastră, să încercați să schimbați cu locul vazoanele, să... Înțeleg. Deci trebuie să scoateți doar ce puteți să faceți, puteți să scoateți ceva, să vindeți din apartament. Ca să plătiți 200, numai că azi e 200, mâine o să fie 400, poi mâine o să fie 600. Nu rezolvă întrebarea asta. Deci a doua parte care încercăm să explicăm este că trebuie ajustat tariful la valoarea lui. Și acum este dacă 19 până la 22 de lei. Dacă mâine se ajustează tariful, asta înseamnă că deja din tarif veți achita o parte din datorii sau în continuare sunt necesari bani de la buget? Iar negocieri trebuie cu premierul Energy. Ca să reeșalonează datorii, că nu are cine. Dacă nu achită statul, nu are cine. Municipalitatea nu are dreptul, teme ilegal, repet, să achite aceste... Bun, domnul primar, complex subiectul, dar mai avem și alte teme. Nu știu dacă... Noi ne-am luat angajamentul pe creditul apă canal.
Și acolo achitam, anul trecut am achitat 130. Nu știu dacă dumneavoastră urmăriți canalele de Telegram, dar liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, a ieșit dimineață cu intervenție și a menționat că PAS, de fapt procuratura, are intenționat să vă deschidă un dosar penal cu acuzații foarte grave, trădare de patrie și finanțare ilegală a partidului și ulterior dumneavoastră ar urma să fiți reținut. Dumneavoastră sesizați că vi se interceptează telefonul sau sunt interceptate discuțiile sau sunteți urmărit. Eu vorbesc de asta mai mult de un an de zile. Deci astfel de tot fel de scenarii sunt în laboratoarele PAS din septembrie anul trecut măsluite. Ei au avut două găști acolo pe interna ei. Unii spuneau că dacă este reținut primarul, atunci creșteți din rating și trebuia să fie o campanie informațională suplimentară la toată istoria asta, prin care să existe discreditare la maxim a primarului și primării. Nu au de ce, pentru că au pus pe toți absolut în funcții de la serviciile speciale, de la SIS, de la CNA, Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, să tot caute. N-au găsit nimic până în ziua de astăzi și n-au ce să găsească. Atunci li s-a dat indicația să inventeze. Eu v-am mai spus despre asta mai de mult. Deci, eu nu exclud... Acuzația de trădare de patrie este foarte gravă. Dar nu contează ce. Țineți minte, era... Человек был бы, статья найдется. Așa mă tincă să suna, da? Deci, ei au frică acum, frică cronică de faptul că pierd puterea. Dumneavoastră, uitați-vă ce se întâmplă prin țară. În fiecare zi un primar sau un președinte de raion acuzat pe nedrept, ridicat de parcă ar fi ultimul criminal care a ucis oameni, ridicat de mascații ăștia de la servicii. Dar în cazul dumneavoastră, miza ar fi să nu participați la alegeri? Ei nu au cum să câștige în aceste alegeri. Cinstit, nu au cum să câștige, pentru că n-au furnizat nimic la nivel de țară, ne-au sărăcit pe toți. Toate... Păi vă spun că nu au cum. Respectiv o să caute orice modalități de a împiedica. Eu mă aștept și vreau să vă spun, doar săptămâna trecută că a apărut subiectul legat de Apcanal și nu l-am scos eu în vizorul public. Premier, el deja a venit să deconecteze. A deconectat o puncte și când deja trebuia să deconecteze deci sediul central la Apăcanal. Ce înseamnă deconectezi sediul central? Acolo sunt toate accesele, către pompe, către toate butoanele. Deci dacă nu poți, gata, nu mai există apă. De asta v-am arătat video cum lucrurile se întâmplau în teren. Nu pentru că le-am inventat eu. Nu pentru că eu vreau cumva să șantajez sau să spun public. Nu am ce șantaja. Este serviciu care trebuie să ajungă la cetățeni și trebuie să fie ajustat. Întorcându-mă înapoi, da, v-am spus, și SIS-ul care căuta cum să intre prin birouri și că găseam pe unii reprezentanți ai instituției cu fundurile în sus prin birourile viceprimarilor, așa au fost. Și verificări prin birouri? Sunt sigur de asta. Sunt absolut sigur. Nu doar verificări, dar și instalări, dezinstalări, tot ce vreți. Avem minibusuri care stau prin preajma primăriei echipate, mega echipate, de prin, nu știu cum, din Danemarca, dar cu tot ce vreți, cu antenii de astea, că am impresia că deslușești toate notițele și persoanele care merge la liceu. Da, referitor la o eventuală acuzație de finanțare ilegală a unui partid politic, dumneavoastră aveți certitudinea că partidul dumneavoastră este finanțat legal și nu există nicio probă împotriva dumneavoastră pe acest subiect? Să vă întreb eu altfel. În primul rând, care partid? Dacă e vorba de bani, el a fost înregistrat acum 2 săptămâni. Dacă mă întrebați de cheltuieli, au fost cheltuieli care au fost aferente Congresului, pe care noi le putem să... Și alți bani nu aveți. Altă finanțare a formațiunii nu există. Eu vreau să vă întreb, ca dumneavoastră, haideți să deducem împreună. Cam pentru ce am avea nevoie de bani? Noi avem materiale printate, noi avem materiale promoționale. La această etapă nu avem. Dar nu aveți sediu. Avem sedii? Nu avem sedii. Avem mașini? Nu avem mașini. Le utilizăm doar pe cele personale ale unor membri ai formațiunii. Deci până acum n-ați avut... Avem salarii? Nu avem salarii. Deci nu avem cheltuieli, nu avem de unde să fim. Și toată bravada asta pe care o îndrug Mititelu, cum îi spune asta cu bodyguards, arogantul președinte a Parlamentului, care, dacă ați văzut, se încurcă în tot felul de acuzații la persoană. Dar nu sunt acuzații la persoană. Eu îl cunosc de mult timp.
Omul s-a umflat în pene și în aer într-atât de mult că nu mai poate atinge cât e de... Mititelul nu că e de la că e micuț de statură. Haideți, fără dar, astfel de atacuri. Dar nu e atac. Merge și dacă ar fi... cum e cea mai înaltă clădire? Burj? Deci nu aveți cheltuieli pe finanțarea stați partidului? Stați Burj Khalifa asta din Dubai, am impresia că ar atinge cu nasul pe acolo, deci ultimul etaj. El nu vede ce-i prin prejur. El se scaldă pe la bazin cu 7 bodyguards și spune de aici că primarul trebuie să caute 1300 de lei. El care a mărit salariul ministrului cu 8000 de lei, ei care, dacă vă duceți astăzi în parcare, că mi-a transmis cineva ce a declarat ieri pe la emisiune pe aici, dezastru total, mizerabilul, tu ai încă voce să spui așa ceva, că primarul din satul X sau Y trebuie să știi cum acoperă cheltuieli la grădiniță sau la școală. Voi, dacă vă duceți, eu chiar vă rog să vă duceți în parcarea de la Parlament, să vedeți ce mașini fițoase au cei de la vom PAS. Vom discuta despre ce mi-e trebuie, nu, să, da, trebuie, asta dar e trebuie important. Să revin puțin la partidul dumneavoastră. Au existat acuzații din partea fostului primar interimar Corneanu? Nu, doar ca să pun... Vă rog, scurt. Deci atunci când vor exista finanțări, ele vor fi transparente. La această etapă nu avem pentru ce cheltui bani. Iar banii pe care i-am cheltuit sunt de așa natură că nu știu dacă merită atenția cuiva. Dar dumneavoastră cu partidul dumneavoastră mizați strict pe municipiu Chișinău sau vă extindeți prin raioane și consolidați organizații teritoriale prin raioane? Toate liniile de intervenție pe care le avem. Iată, am obținut acum ștampile. Da. Interpretabil, iarăși. Astăzi foarte multe acțiuni se desfășoară în spațiu virtual. Oamenii din timpul lor liber pot fi implicați în diferite activități. Dar, repet, despre tot ce finanțăm sau cum finanțăm, veți fi informați suplimentar. Un singur lucru. De ce zic că prăpădiții ăștia mint public, este că noi nu avem nevoie de bani astăzi pentru nimic. Noi n-am avut până în această etapă nevoie de bani. Deci orice argument al lor prostesc decade din start. Iar toate aceste acuzații că mâna Kremlinului sau nu știu ce, nu mai țin. Oamenii fac diferență. Scuzați-mă, dar nu eu am fost să mă înțeleg să dau autorizații pe la uzina metalurgică din Râmnița. Nu eu dau gazul care vine de la Gazprom mult mai ieftin în stânga Nistului în baza unor înțelegeri existente cu certitudine, da? Nu eu am semnat acele documente cu Gazpromul despre care am văzut și am vorbit că sunt și fraude în acest context. Deci nu mai ține, minciuna are picioare scurte. Și am zis că sunt foarte multe minciuni lansate în adresa mea, în adresa echipei mele, cu orientare de dezinformare. Și cel mai grav este că eu nu am nicio televiziune. Nu am niciun material informațional prin care să aduc la cunoștință, măcar publicul, dacă nu mă chemați dumneavoastră, că aceste minciuni sunt tirajate în spațiu public. Iar dacă vă uitați la titlurile de știri, la multe mijloace media, e tot care țin pantalonii pasului. Dumneavoastră aveți tribuna primăriei, dar bun. Bun, am și tribuna primăriei și credeți-mă că nu fac abuz de acest lucru, pentru că subiectele pe care le discut în mare măsură acolo țin de activitatea care vizează nemijlocită primăria. Da, eu pot să mă expun poate emoțional despre niște lucruri care ni se întâmplă, dar ni se întâmplă tuturor. Dacă revenim la alegerile din Chișinău, este clar că de această dată sunteți pe cont propriu, pentru că socialiștii, prin vocea domnului Bătrânci, au menționat că nu vă susțin, că vor avea propriul candidat la alegeri. Neastră conștientizați că nu veți mai avea parte de ajutorul PSRM, cum s-a întâmplat în fosta campanie. Întrebare care? Da, întrebarea este dacă știți că sunteți pe cont propriu. Eu am o echipă extraordinară. Pe cont propriu ești atunci când ești singur. Și eu asta încerc să explic la toată lumea, că tot îmi placă lumânarea unul sau altul să caute, dar cine în echipa mea? Lucrurile în această țară s-au schimbat substanțial cu o dinamică foarte rapidă doar în Chișinău. Pentru că peste tot în continuare... Da, sunt acuzații la adresa dumneavoastră că doar pe vremea lui Chertoacă se întâmpla astfel, când angajații primăriei erau un partid primării, cum ar veni, și angajații primăriei, în loc să se ocupe de administrarea orașului, se ocupau de campanie electorală. Noi ne ocupăm de administrarea orașului de dimineață de vreme până seara târziu, 7 zile în săptămână.
și astăzi le-am spus la doi consilieri PASC, luați exemplu, dacă vreți să aveți rezultate pe țară, trebuie să munciți. Nu să bateți limba la microfoane, dar să munciți. Și să munciți cu dedicație. Mai mult decât atât, mai trebuie să mai citiți niște cărți, să mai întrebați niște oameni, că toate activitățile onegiste, fără responsabilități, pentru că am niște nu lucrat anterior, marea majoritate dintre ei n-au nicio conexiune cu realitatea. Nu televiziunea realitatea, dar realitatea din teren. Nu au. Astăzi este ziua administrației autonomiei locale și ziua funcționarului din administrația publică și în acest context spuneam că ieri președintele Parlamentului vorbea despre acei 1300 de lei pe care ar trebui să-i primească toți bugetarii. Pe de altă parte, unii primari spun că nu au bani în primărie pentru a achita acești bani. Toți. Unii de la PAS nu s-au arătat foarte nemulțumiți de această prevedere, dar președintele Parlamentului și premierul spuneau în felul următor. Primarii ar trebui să-și prioritizeze cheltuielile și atunci când nu sunt bani să se adreseze Ministerului Finanțelor pentru a le oferi fonduri ca să majoreze acest salariu. Haideți să vă explic. Dumneavoastră ați achitat acest spor salarial pentru ianuarie? Nu l-am achitat, mai mult decât atât. Am spus că dacă va trebui să-l achitam, atunci va trebui să renunțăm la cumul. Pentru că nu poate să vină Gavriliță cu, cum îl cheamă peste amintitelul, Grosu, nu poate să vină cu declarații, noi am majorat salariul, dar n-am acoperit sursele. Nu există așa ceva, nu. Oamenii ăștia, v-am spus, ei se rupse de realitate. Cum unii dintre ei fumează și din nou rece nu mai iesă, și apoi vedem dimineața cu nu știu ce pe frunte, fix așa și ăștia care se mai păreau cumva mai răsăriței. Dar după pierderile... Inițiativa este una salutabilă. Normal că oamenilor trebuie să li se majoreze salariul, nu? De ce salarii, nu 5.000, doamnele? De ce nu 5.000 de lei? De ce 1.300? Hai deodată 10.000 și gata. 10.000 și te duci la primarul respectiv. Pun, hai, gata. Eu, Gavriliță, eu... Ăsta cum îl cheamă? Mitelu. Eu am hotărât și gata. Eu am decis primarul să dăie. Dar primarul ce trebuie să vândă? Toate casele din sat a oamenilor ca să dea mofturile. Deci nu veți oferi acest spor salarial. Am zis că dacă îl vom oferi, atunci vom tăia cumulurile, că de alte surse nu avem. Ei ne-au lăsat, ei nu și-au onorat obligațiunile în raport cu municipalitate. Multe. Noi nu știți că până în ziua de astăzi nu au plătit nimic prin acele datorii pe care le-au pe COVID. Nimic. Zero lei. Din criza refugiaților ne-au spus că Daniel... Pe hârtie au loc ca bani, numai că noi nu putem asimila. Le-am spus la toți ambasadori. Noi până în ziua de astăzi primim refugiați, avem grijă în instituțiile educaționale, în cele de timpurii sau școală, în spitale, în asistență psihologică, pachete alimentare, pachete cu produse, pachete igienice. Dar n-au spus că în toată perioada asta guvernul a venit în luna mai 2021. Țineți minte când spuneau că noi aducem foarte multe ajutoare umanitare în fiecare zi, plus 5 milioane, minus, plus 10 milioane de euro. La un moment dat era o cifră de ceva de genul 89 de milioane de euro care au venit, dar unde s-au dus? Dumneavoastră ne-ați arătat facturile, probabil sunt ale unor cetățeni, dar... Da. Eu mă întrebam ce se întâmplă cu facturile instituțiilor sociale, cu școlile, grădinițele, aici, spitalele, la gaz, au la electricitate. Doar un singur lucru care am vrut ca să punctez. Gavriliță cu Grosu poate să-și dorească să spună orice în spațiu public. Am înțeles că n-aveți bani pentru 1300 de lei la gaz. 158 de milioane care n-au fost planificate. Deci, eu nu știu cum să vă explic. Oamenii ăștia trăiesc în cosmos. Repet, de ce 1300, dar nu 5? Probabil s-au făcut niște calcule. Cine a făcut calcule? Acesta e bugetul pe care îl avem. Cine a făcut calcule? În raport cu cine? Iată, eu mă uitam la municipiul Bălți. Cum poți să tu? Poți să te târni cum vrei față de cel primar sau primărie. Dar ei nu au, în conturile lor, nu au cum să acopere sumele astea. Și chiar dacă le-ar permite să utilizeze banii de la drumuri. Știți ce au făcut? De exemplu, noi, chișinăuieni, am zis, permiteți-ne să utilizăm banii de la fondul rutier. Noi vă plătim impozite, voi ne dați înapoi bani, pentru că tuturor pe țară le-au permis fondul rutier, un fond cu destinație specială, până în anul ăsta. Adică tu poți construi, repara, doar ceea ce ține de infrastructura rutieră. Acum ei le-au permis primarilor, cu excepția Bălțului și Chișinăului, să utilizeze fondurile astea la ce își doresc primarii. De exemplu, nu îi construiești drumuri, dar îi dai salariu. Dar nouă nu ne-au permis.
Și în general eu nu cred că este normal. Dacă eu îți plătesc impozitele pe drumuri și tu mi le dai înapoi aceste impozite, trebuie să mi le lași pentru drumuri. Pentru că noi toți cu dumneavoastră mergem pe aceleași, pe aceleași drumuri. Și solicităm ca borțele din curțele blocurilor locuite sau pe străzile magistrale sau pe trotuare să fie... Și să înțelegem că reabilitarea drumurilor nu va avea loc. Va avea loc. Aici sunt alte probleme care, care ne pun în cărcă acum, stimații guvernului. O să clarificăm. Eu un singur lucru vreau să spun. Că nu ne-a fost ușor din primele luni de mandat. Deficitul, iată, îi spun. Da, astăzi este un sold negativ foarte mare. Noi să clarificăm. La primărie. Anul trecut, că să nu spună că e administrat prost primărie. Până au venit fraierii ăștia, deci noi am administrat că am achitat datoriile tuturor, am achitat datoriile acumulate anterior, am achitat datoriile apucanat pe creditele luate din 2013-2015, v-am spus 130 de milioane. Așa. Am închis datoriile, eu când am venit la primărie, erau minus 129 de milioane. Iar în anul trecut, la 1 ianuarie, erau 302 milioane. Deci am demonstrat că putem inclusiv să asigurăm cea mai mare politică socială din Republica Moldova și să implementăm foarte multe proiecte. Da, în acest an ne-a fost dificil pentru că ne-au tras pe dreapta și ne-au tras pe, pe sfară și ne-au lăsat în mod intenționat fără resurse. Deci ei ne-au subt de toată vlaga financiară punând pe noi presiunea prostiilor. Bun, am zis că o să ne descurcăm. Aveți toată încrederea. Deci ideea lor a fost ca în mai, iunie, municipiul să rămână fără posibilitatea de a achita salariu. Pe cine omul o să înrăiască dacă nu o să poată achita municipiul salariu? Pe grosul? Nu. Și pe primar. Achita vom achita totul, vom, vom realiza tot ce ne-am pus în plan. Ieri a fost inaugurată porțiunea de 6,6 km centura Chișinăului. Am văzut premierul Natalia Gavriliță, vicepremierul Spânu, șeful delegației Uniunii Europene. Dar în campanie electorală dumneavoastră ați venit cu planul, cu proiectul centurii municipiului Chișinău. Bun, acolo trebuie să menționați că a fost atâflarea pască. Toți, ei când deschid o toaletă, apoi neapărat trebuie să fie și Gavriliț și Gros. Cel mai interesant că toaleta nu a fost construită de ei, că au pus numai asta, cum se cheamă, hârtie de WC la toaletă. Bun, este un proiect important. Este un proiect important, numai că tare m-am amuzat. Deci, vreau să fie foarte clar. Proiectul ăsta era în proporție de 95% finalizat. Prima porțiune, da? Primul sector a drumului de mult. Ceea ce este foarte amuzant este că au fost anunțate două sensuri giratorii în cadrul acestui proiect, chiar în comunicatul de la guvern. Așa. Dar unul, un sens giratoriu pe hârtie este, în comunicat este, dar în realitate nu e. Și costul o astfel de intervenție vreo 6 milioane lei. Dacă nu s-a planificat, atunci trebuie de înțeles, pentru că costul proiectului a fost menționat tot. Unde s-au dus aceste 6 milioane lei? La care mi-a dat el? În buzunar. Dar dacă nu s-au dus, atunci unde au fost redirecționați? Acum, ceea ce vă spuneam cu centura, eu deja am obosit să dau explicații în aceste circunstanțe. Da, a fost o circunstanță anumită. A fost guvern. Dar ați fost invitat la inaugurare. Nu, dar nici nu mă cer. Am zis că dacă e nevoie undeva noi să ajutăm pe parcurs, e drum național. Când a fost campania electorală, a fost înțelegerea, pentru că în 2019 au început negocierile, iar în 2020 a fost acceptul pentru acestea 300 de milioane de euro, bani care urmau să fie alocați de BRB pentru drumuri, pentru centurile, segmentele, centura segmentele 1, 2, 3, și pentru studiile de fezabilitate pe segmentul 4, 5, 6. Acum, repet, dacă vă aduceți aminte, eu am spus că în jumătate de an maică nu o să dea în exploatare centură. Și le-am zis că nu e posibil, pentru că ține de ajustarea la standardul european a proiectelor care s-a schimbat între timp. Deci nu este meritul actualului guvern porțiunea asta. Eu aștept să văd că nu o să fie finalizate 2 și 3, pentru că bani pentru ei sunt. Și bani iarăși, pentru că zic că noi o să facem. Stați un pic, voi ce faceți? Din buzunarul vostru. Nu. Bani noi, ca și municipiu, dacă luăm 300 de milioane, să presupunem, avem
contribuții, că noi o să-i întoarcem înapoi, nu o să-i întoarcă pe... Că ăștia miniștri pe care îi vedeți, ascultați-mă, o să ducă din urma verișoarei. O să ducă, iată, fix așa cum, gata, obosit, nu mai poate, izvinite, ni smaglaia, вот столько, больше не могу. Și o să ducă, ei nu au locuință aici. Eu vorbesc acum în cunoștință de cauză. Au venit care de pe unde? Care de la Paris, care de la Londra, mulțumesc frumos, care de la București. Haideți să revenim la acel. Nu, dar e important, pentru că nu sunt legați nici într-un fel de Republica Moldova și de Chișinău. Au venit să experimenteze, nu este ok. Ascultați, nu este normal, nu-i pasă, nu-i pasă de grădiniță, nu-i pasă de școală, nu-i pasă de drum, nu-i pasă, nu-i sufletul lui aici. Nu au muncit niciodată în condițiile unui funcționar din Chișinău cu 10.000 sau cu 15.000 de lei. Au primit prin ONG-uri 4, 5, 6.000 de euro și au produs nu știu ce. De asta încerc să explic, oamenii ăștia nu au nimic cu realitatea. Revenind, 300 milioane euro, dacă e să avem 40% din cei care... Aproape 50 deja astăzi locuiesc în Chișinău, care vor întoarce. Sunt aproximativ 150 de milioane de euro. Drumul de centură pe porțiunile respective costă undeva 70 de milioane. Deci noi, el când îmi spune unul sau altul, noi vom face drumul de centură, nu, tu nu-i faci din banii tăi. Chișinăuienii vor întoarce și încă trebuie să ne dai încă 80 de milioane, cu tot cu drum de centură. Credit, da. Cred că toată lumea a înțeles că e vorba de credit, nu e vorba de un cadou. Toată lumea a înțeles că este vorba de credit, numai că nu trebuie să spui că eu guvernul, nu tu guvernul. Tu mai furi niște bani de prin licitațiile trucate, pentru că așa ne-au băgat nouă pe gât niște companii, prin achiziții publice și prin ASC, care nu au nici utilaje, nici instrumente, nici... Înțelegeți? Înțeleg. Mai avem puțin timp, dar vreau să discutăm și dar despre... Dar da, o să urmărim și de mult trebuia să lucreze. Despre planurile urbanistice zonale, controversatele pe care Cancelarea de Stat a cerut anularea lor, fostul dumneavoastră viceprimar, domnul Chironda, spune că dumneavoastră în cărdășie cu agenții imobiliari nu faceți decât să mutilați Chișinău și să construiți complexe locative de sute de apartamente care nu au parcări, nu au locuri de parcare, nu au infrastructura necesară acestor blocuri locative, acestor complexe. Până la urmă, ele vor mai fi construite sau se renunță la această idee? Eu vreau un singur lucru să vă reamintesc. În perioada mandatului meu, de acum încolo cu certitudine vor fi, da? Fiecare zi o să avem tot felul de proteste, tot felul de activiști de la PAS. Ați văzut că unii... Bun, dar Chironda probabil știi ce vorbești, că e din bucătărie internă. Eu v-am spus, cetățeanul era responsabil de o porțiune de trotuar în care trebuie să fie un fir de tensiune înaltă pus pentru a redirecționa transportul public pe, și au pus pavajul și după asta au descoperit pavajul și au pus linie de tensiune înaltă. Haideți, nu, eu chiar nu mai vreau să comentez fiecare anunț în spațiu public. De ce spun asta? Pentru că în fiecare zi v-am atenționat, acum 40-50 pe săptămână fâsuri în spațiu public, la care mă sună presa afiliată a PAS-ului și mă întreabă, da, ce părere aveți? Băi, eu muncesc în teren. Da, Vania lucrează. Atâta timp cât voi bateți limba pe la televizoare și nu puteți produce nimic, Vania, cum îi spuneți voi, lucrează. Bun. Repet. Nu mă refer, deci, acum vin, înapoi. În acești 4 ani de zile, acuși o să fie, nu știu dacă am avut 10 proteste la primărie. Nu este deranjată societatea de actele emise de primăria municipiului Chișinău. Am avut peste 1500 de acte permisive în această perioadă. Repet, niciunul n-a fost anulat la această etapă. Da, a fost un subiect sensibil până la. Foarte sensibil a fost subiectul. De ce? Pentru că, într-adevăr, se construia și în curțile blocurilor de locuit, și pe terenurile de joacă pentru copii, și pe stadioane, și pe tot așa mai departe. Nu avem astfel de situații astăzi. Deci, nu avem. Toate sunt în conformitate și procedura nu e așa cum îi pare unui autodeclarat expert într-un domeniu sau altul. Nu este așa. Pentru că există Consiliul Urbanistic, există Consiliul Municipal, există 20-30 de semnături a diferitor specialiști până... Ceea ce nu a existat anterior. Și credeți-mă că dacă exista ceva cu titlul de neconformitate, într-un an de zile ăștia deja anulau și ne trăgeau pe dreapta. Acum, înainte de campanie, se poate întâmpla, pentru că trebuie show. Dar iarăși, în momentul în care o să treacă perioada, nu se va alege nimic din toată istoria asta.
Pentru că eu, bun, nu pot să spun 100%, dar în mare măsură am încredere în specialiștii care emit aceste... Bun, aveți certitudinea că totul e legal. Dumneavoastră, dincolo de funcție de primar, dar exercitați... nici nu pot... fiți atentă. Știți, când văd, iată, terenul cel de joacă sau porțiunea cei de... e normal că e primarul de Jimi. Eu am spus, de acum încolo, dacă ați observat, că e bine, e primarul de Jimi. Că nu e bine, tot e primarul de Jimi. Este ok acest lucru. Eu nu mă dau într-o parte. Dar trebuie să înțelegeți. Eu nu pot să mă uit pe fiecare dintre aceste autorizații 1500. Nu pot să mă uit pe fiecare act sau ordine nici de complexe foarte mari de pretură. Eu... Păi care sunt cele care dumneavoastră considerați că sunt cu încălcări? Este din puzurile astea 6. Și care sunt concret încălcările? Ei spun că nu au parcări, nu au școală, nu au grădiniță. Au parcări, cele care trebuie să aibă instituții sociale. Au planificat instituții sociale. Haideți să... E ușor a scrie versuri când nu ai nimic a spune. Dacă dumneavoastră sunteți și vicepreședintele CAUM. Guvernarea a luat această decizie a amalgamării voluntare. Entitățile au posibilitatea să se unească într-o entitate mai mare. Dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte CAUM, cum vedeți această inițiativă? Poate, eu am să vă spun, era un banc pe care vor să se unească cu municipiul. Era un timp, era un banc pe timpul în perioada sovietică. Leonid Brejnev. Foarte scurt, i s-a oferit titlul sau funcția, nu mai țin minte cum exact asta suna, de generalissimus. Dar dacă el ar fi putut să spun acest cuvânt integral, apoi s-ar fi oferit titlul de artist emerit al Uniunii Sovietice. Eu cred că fix așa cu Gavriliță. Dacă ea ar putea să spună cap-coadă cuvântul amalgamare și ce înseamnă asta, i s-ar oferi și titlul de maestru în artă sau ceva de genul ăsta. Nu funcționează una, ci să scrie în hârtiuță și alta ce în realitate. Dar localități de pe împreajma Chișinăului nu vor să amalgameze voluntar cu municipiul? Aveam foarte multe să amalgameze, vă spun, sunt foarte multe inițiative. Pe urmă, eu chemat la procuratură, le-au mai dat peste cap, nu le-au dat buget. Au fost multe din raionul Ialoveni, sunt multe din raionul Anenii Noi, sunt multe din Criuleni. Sunt, dacă vreți, vă spun și primăriile, dar eu mai tem că primarii ăștia mâine să trezească cu mascață cei de la care au fost pe la Călăraș, pe la Durleș, pe unde... Dar de ce n-ar fi această inițiativă una bună? Dacă spuneți că sunt primari care vor. Nu, eu v-am spus că de la partea teoretică până la partea practică, acolo sunt foarte multe lucruri de îndeplinit. Mulțumesc tare mult, nu mai avem timp. Gata, am terminat? Și cu alte ocazii, doamnelor, domnilor, dumneavoastră, mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem săptămâna viitoare la un nou rezumat. O seară frumoasă, să aveți sănătate tuturor!